Bun găsit! Foarte multe încordări, astăzi mai ales dacă avem obligații și nu avem niciun chef de ele. Pentru berbeci, pot fi nemulțumiți de faptul că trebuie să facă ceva, dar nu cu voia lor. Cu alte cuvinte, au promis și trebuie să se țină de cuvânt, dar nu le pică foarte bine. Pot fi conflicte cu familia. Pentru tauri, un drum poate fi dificil, așa că atenție pentru cei care sunt în casă. Pe de altă parte, o întâlnire cu o persoană pe care și-o doresc să aibă loc nu se produce sau nu în termenii adecvați. Gemenii pot fi un pic dezamăgiți de cineva care le-a promis că face sau le dă ceva și nu se mai întâmplă acest lucru. Sunt înșelați în așteptări, poate ei au avut așteptări prea mari. Pentru raci, tensiuni parteneriale, dispute, toată lumea are argumente, așa că lucrurile sunt greu de adus la un numitor comun, poate nu azi, în altă zi. Pentru lei, vorbim de sănătate, îngrijire și trebuie să fie un pic mai atent la acest aspect, dar și de sănătatea altcuiva de care lei au grijă și își pun timpul și energia la bătaie pentru asta. Deci corvezi și tot felul de eforturi pentru alții. Pentru fecioare, ziua aduce o nevoie mare de libertate, de a face lucruri care le plac, însă nu au resursele necesare sau descoperă că lucrurile și uneltele pe care contau nu sunt în stare foarte bună. Pentru balanțe, tensiuni în familie și disonanțe cu oamenii apropiați, chiar și cu partenerul de viață, nu e cazul să înceapă niște dispute acum, pentru că ziua nu ajută la ajungerea unui numitor comun, poate e bine să facă ei ce ține doar de ei. Pentru scorpioni, posibilitatea unor drumuri din obligație, dar care sunt destul de tensionate, așa că să-și calculeze mai bine agenda pentru astăzi, dacă ies din casă. Pe de altă parte, muncă intelectuală, tot felul de informări pe care le fac acum și acumulări de date, dar nu prea sunt mulțumiți, deci află. Pentru săgetători, bani cu zgârcenie dați sau ceruți de cineva și săgetătorii refuză, dar cineva se supără foarte tare. Pentru capricorni vorbim de tensiuni astăzi, poate în familie sau de dorul familiei, pot avea sentimentul că n-au făcut destul, că n-au fost lângă cine trebuie, că nu au zis ce trebuie, tot felul de regrete, dar vor avea o stare mai bună zilele următoare. Vărsătorii au atenționare cu privire la sănătate, pe de altă parte o stare sufletească foarte tulburată, poate pentru că văd lucrurile într-o notă mai dramatică decât este cazul. În plus, trebuie să corecteze ceva ce au greșit din neglijență zilele trecute. Au zis ceva, au promis ceva și trebuie să corecteze. Pentru pești, o invitație care îi poate onora, nu le pică totuși bine sau nu sunt într-o formă foarte bună. Deci întâlnirile sociale pe care le au nu le pică foarte bine, mai ales dacă trebuie să cheltuiască foarte mult pentru asta. O zi cu atenționare astăzi și e bine să facem lucrurile la care ne pricepem și care nu ne efortează prea mult. Vor fi și zile când vom fi eroi. Numai bine, ne vedem și mâine!